Bună dimineața! Eu astăzi am făcut această pâinică, am scos-o din cuptor și vreau să vă arăt și vouă cum o fac. Să încep să o rup fierbinte. Uitați. Să vă arăt și vouă cum am făcut. O să avem nevoie de 500 de grame de făină. Făină simplă, normală, albă. Eu aici am 30 de grame împreună cu maia uscată și drojdie. O să avem nevoie de apă, de o linguriță de zahăr și o linguriță de sare. Zahăr și sare. Adaug drojdia uscată cu maiaua uscată, sunt 30 de grame, 500 de grame de făină. Și am să amestec. Acum am să adaug o lingură de zahăr, o lingură mare de zahăr și o linguriță cu vârf, cam așa, de sare. Amestecăm puțin și adăugăm circa 280-300 de apă și amestecăm încet. Eu aici am 300. Dacă mai e nevoie, adăugăm pe toată. Acum depinde și de făină care o folosiți, cât este de uscată. Adaug 300 și amestecăm. Pentru cine a venit mai târziu, aceasta este pâinica. Este abia scoasă din cuptor. Frământăm. Aluatul frământăm puțin și îl lăsăm la odihnit 2-3 ore sau îl putem face și seara. Acum să ne ajutăm cu mâna, să frământăm cu mâna aluatul de pâine. O să iasă un aluat destul de moale. Pâinica noastră cea de toate zilele, bună și gustoasă. Aluatul trebuie frământat până este elastic.
Eu îl frământ în acest bol. Nu trebuie frământat foarte, foarte mult. Uitați consistența. Îl mai frământăm încă puțin pentru că nu este gata. Trebuie să activăm glutenul. Vedeți cum este? Am să vi-l arăt și pe cel făcut înainte, ca să vedeți diferența între cele două aluaturi, cel odihnit și cel făcut acum. Încă puțin și este gata. Vedeți că începe să nu se mai lipească. Acum eu îl las, este gata, îl las la odihnit. Am să acopăr cu folie. Și să vă arăt celălalt care l-am făcut câteva ore înainte. Îl acoperim pe acesta. Ia uitați-l. Este elastic, elastic. Am să vă arăt cum îl pliez. Acesta o să-l dăm la odihnit pentru 2-3 ore. Avem nevoie de un fund unde o să răsturnăm, să presurăm puțină făină. Și o să răsturnăm aluatul nostru. Și îl întindem și îl împăturim. Și acum într-o tavă o să punem o bucățică de hârtie de copt. Pâinica noastră. O să-i mai facem încă un pliu.
o punem în tavă. Și o să o crestăm cu o lamă sau cu un cuțitaș. Uitați, cu o lamă, un cuțitaș, o să o crestăm puțin. Eu am dat pâinea la cuptor, acum o să o dau la 220 de grade și o las 20-25 de minute. Și dedesubt pun o tăviță cu puțină apă. Să vă arăt și pâinica. Este încă caldă. Pâinică bună și gustoasă, cu coaja crocante. Ia uitați. Acum am să bag și această pâinică și după aceea cealaltă și am să vă arăt la și finalul. Eu vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Vă urez o zi bună tuturor și multă, multă sănătate. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! Vă pup dulce pe toți! O zi frumoasă tuturor!